Bună ziua! Domnul Ion, bună ziua! Vreau să vorbesc cu doamna Elena, dacă e posibil. Doamna Elena, bună ziua! Mă numesc Rodica Caraus și scriu poezii, doamna Elena, pentru omageați. Știu că dumneavoastră astăzi sunteți sărbătorită. Corect? Astăzi este ziua dumneavoastră, doamna Elena. Vă rog frumos să vă puneți comod undeva și să-mi dedicați câteva minute, că am un mesaj special pentru dumneavoastră. Nu vă speriați, e ceva frumos. Vă văd că sunteți uimită, dar o să înțelegeți foarte repede despre... din partea cui vine felicitarea, da? Luați telefonul mai aproape să vă văd bine, doamna Elena. Eu înregistrez acest moment frumos, așa cine mi-a comandat felicitarea o să aibă posibilitatea să-l vadă și o să vă rămână și dumneavoastră ca amintire, ok? Mulțumim frumos! Luați telefonul mai aproape, doamna Elena. Da, stați-o rea, fie că am scris alierii. Ok, aștept o clipă. Eu am pregătit și flori frumoase pentru doamna Elena. Eu vă aștept, doamna Elena. Poftim? Ok. Luați-vă scaunul și veniți aici mai aproape de telefon, ca să vă văd bine așa. Brava. Așa. Iată așa, ok. Doamna Elena, respirați adânc, că am un mesaj foarte frumos. Ok? Eu înregistrez, uitați-vă într-așa mod. Orice floare în astă lume are o umbră a sa. Iar tu, măiculița mea, ești în toate umbra mea. Astăzi este ziua ta. Și aproape lângă mine, gândul meu duios te cheamă să-ți ureze doar de bine. Ai avut o viață grea, de mică ce mă țin minte, tata des era plecat, dar tu, mamă singurică, pe umerii tăi grijă mare, mai erai și tinerică. Ai ridicat 4 copii, 3 fete și un băiat. Tu la orice problemă o soluție ai găsit. Ne-ai fost mamă, ne-ai fost tată și cu muncă chinuită. Anii repede treceau, cu ei grijile creșteau. Și uite că într-o zi te-ai pornit în lumea mare. Cu lacrimi și cu durere ai luat așa hotărâre. Fără un sfat, o vorbă bună, fără părinți nu-i ușor. Am crescut bine și așa, în grija bunicilor. Sora, când s-a măritat, în grija ei m-a luat. Ne vedeam cu toții rar, gol al vieții calendar, zile numărate în el, zile scumpe în sufletel. N-aveam internet pe atunci, doar la telefon vorbeam. Chiar și așa, nu tare des, important că ne auzeam. Grele timpuri am mai dus, neajunsuri fără bani. Eram cei mai fericiți când acasă tu veneai. Mi-amintesc cum nopți la rând ochii nu ți se uscau, dar prea multe neajunsuri iar și iar te constrângeau să te duci din nou departe, să muncești din zi în noapte, să avem căsuța noastră, să ne aștepți la fereastră. S-a împlinit ce ai dorit, dar scump preț ai mai plătit, căci la sănătatea ta deseori nu te-ai gândit. Iar când n-ai mai rezistat, acasă ai revenit. Eu crescusem fată mare, pe atunci absolventă eram. Ce frumos! Bravo, Ioane! Eu crescusem fată mare, pe atunci absolventă eram. Și prea puțin timp cu tine, din păcate, petreceam. M-am căsătorit de vreme și am născut un băiat. Și apoi o mândră fetiță,
Și des eu m-am exprimat că cât de greu nu mi-ar fi, mereu mă voi strădui să nu-mi las puii vreodată, dar am avut aceeași soartă, mamă. Știu că simți mult lipsa mea, doar eram vecina ta. Și întreaga ziulică veneam des în casa ta. Vreau, mamă, să-ți cer iertare. De prea crunt te-am judecat, că mereu ai fost plecată. Știu că tare te-am jignit, deseori te-am supărat, că ai plecat și ne-ai lăsat. Dar azi sunt și eu părinte și trăiesc ce trăiai tu. Iartă-mă, mamă, de poți. Vreau să vin acasă acum, să te strâng la piept cu dor și să-ți șoptesc ușor: la mulți ani, mămica mea, te iubesc, ești viața mea. Doamna Elena, surpriza vine, după cum v-ați dat bine seama, din partea fiicei, din partea soțului ei Ion, care este acum lângă dumneavoastră, și din partea scumpilor voștri nepoței. Vreți să transmiteți ceva Raisei pentru acest mesaj de felicitare, doamna Elena? Cer scuze că v-am răscolit sufletul, doamna Elena, dar Raisa m-a rugat așa să vin cu un mesaj profund, din suflet. Sunteți foarte emoționată. Facem în așa mod. Eu mai am un cadou muzical pentru dumneavoastră. Vă dedic acest cântec frumos pe care l-a ales fiica mea tale. Și pe urmă, dacă doriți la urmă, îi spuneți câteva cuvinte, ok? Bine, doamna Elena? Da. Ok. Vă mai mângâi sufletul cu o melodie. Vă doresc să fiți sănătoasă, doamna Elena. Să vă vină copilașii acasă și să nu mai știți de dor, să nu mai știți de suferință. Iar lacrimile să fie doar de bucurie, doamna Elena. Raisa vă iubește foarte mult. Vă descris în cele mai frumoase culori. Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând. Cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să știi durerea mea, Aline, mamă, inima. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, scumpă mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt. Cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Iartă-mă, n-am ascultat și acasă n-am venit. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Doamna Elena,
Mă auziți, doamna Elena? Sper că am reușit să vă surprind frumos. Sunteți o femeie frumoasă, o femeie puternică, o femeie care a trecut prin multe în viață, dar vă puteți mândri astăzi de dragostea copiilor, de dragostea nepoților. Uitați-vă ce tortă frumoasă v-a făcut și flori. Lipsește cea mai frumoasă floare, fiica dumneavoastră, dar vă doresc din tot sufletul să vină cât mai curând acasă, să vă îmbrățișeze și să nu mai plece niciodată departe de puii ei. Vă doresc sănătate, doamna Elena. Să vă păzească Dumnezeu. O zi frumoasă în continuare și să ne auzim doar de bine, ok? Mulțumim de asemenea. Cu plăcere, doamna Elena.